Într-o țară îndepărtată, unde soarele strălucea mereu și ploaia venea doar ca o binecuvântare, trăia un șobolan pe nume Șobițel cel Năzdrăvan. Acest mic erou avea o inimă mare și curaj nemăsurat. Locuia într-o bârlogă cochetă, săpată sub rădăcinile unui stejar bătrân, pe care îl împărțea cu numeroasele lui rude, sobolani la fel de vesel și ingenioși. Într-o bună zi, Șobițel a auzit zvonuri despre un tărâm magic numit Internetlandia un loc unde se găsea tot ce ți-ai fi putut dori. Hrană fără sfârșit, distracție nesfârșită și, bineînțeles, faima nemuritoare. Dar pentru a ajunge acolo trebuia să treacă prin provocări nemaipomenite și să înfrunte pericole de nedescris. Hotărât să își împlinească visul, șobițel a pornit în aventura vieții sale. Prima oprire a fost la tăblița de lemn a unui bătrân înțelept, Libar cel Viclean, cunoscut pentru sfaturile sale prețioase, dar și pentru capacitatea de a face glume pe seama tuturor. Pentru a ajunge în Internetlandia, îi spuse Lee Barkle, trebuie să găsești tasta fără sfârșit și să o apeși de trei ori. Dar ai grijă, căci drumul e presărat cu spamuri și virus nemaipomenit de înfricoșători. Curajosul șobițel mulțumi și porni la drum. După ce trecu de primele încercări, capcane de publicitate care apăreau din senin și promisiuni de câștiguri rapide, ajunse în fața unui portal strălucitor. Acolo îl aștepta o altă încercare, să răspundă la întrebările complicate ale gardienilor Firewall-ului. Aceștia erau doi șobolani enormi, Firewall și Antivir, cu cozi de oțel și priviri pătrunzătoare. Spune-ne, zise Firewall, câte memeuri sunt acceptabile într-o singură postare. Șobițel, care era expert în memeuri, răspunse fără ezitare. Doar trei, pentru că patru sunt prea multe și două sunt prea puține. Gardienii, impresionați de înțelepciunea sa, îi permisese să treacă. Mai departe, șobițel se confruntă cu o armată de pop-up-uri și reclame înșelătoare care încercau să-l bată de la drumul său. Dar, datorită unui plugin magic pe care li Barkel îl oferise, reuși să treacă nevătămat. În cele din urmă ajunse la tasta fără sfârșit un obiect strălucitor ce părea să vibreze de putere. Cu inima bătând puternic, Șobițel apăsă tasta de trei ori. Într-o clipită, fu transportat în Internetlandia, un loc minunat unde fiecare dorință îi se împlinea. Mâncare delicioasă, divertisment la orice pas și nenumărate aprecieri și distribuiri pe rețelele de socializare. Însă, cu timpul, își dădu seama că acest tărâm avea și, avea și el capcanele sale. Aici, Șobițel întâlni pe net Florica, o șoricioaică încântătoare care își petrecea zilele urmărind seriale și filme. Netflix la avertiză. Internetlandia poate fi periculoasă. Aici poți pierde noțiunea timpului și înainte să-ți dai seama să devii prizonier al propriilor tale dorințe. Dar șobițel era prea fascinat de toate minunile din jurul său pentru a lua în serios avertismentele. În scurt timp, el deveni o vedetă a Internetlandiei, cu milioane de vizualizări și aprecieri. Însă, faima aduse și dușmănie. Un grup de sobolani răutăcioși, invidioși pe succesul său, planificară să-l discrediteze. Aceștia răspândiră zvonuri și clipuri editate pentru a-l face de râs. Șobițel, demoralizat, început să piardă încrederea în sine. Într-o noapte a apărut din nou Libarcăl cel Viclean. Ți-am spus eu că Internetlandia nu e doar lapte și miere, ai învățat ceva din toate astea? Învățăturile bătrânului Libarcă îl ajutară pe șobițel să-și regăsească curajul înțelegând că adevărata putere nu stă în aprecierii virtuale, ci în prieteni și familie, el hotărât să întoarcă acasă. Cu ajutorul Net Floricăi, Șobițel reuși să evadeze din capcanele Internetlandiei și să găsească drumul spre tărâmul său natal. Când se întoarse acasă, fu întâmpinat cu brațele deschise de familia și prietenii săi, care nu-l uitaseră niciodată șobițel acum mult mai înțelept își dădu seama că adevărata fericire nu vine din faima trecătoare, ci din momentele petrecute cu cei dragi. Și astfel el trăi fericit până la adânci bătrâneți, spunându-le tuturor povestea aventurilor sale și învățându-i despre pericolele lumii virtuale. Așa că, dragi cititori, dacă v-a plăcut povestea noastră, nu uitați să dați like, share și subscribe. Și dacă nu o faceți, s-ar putea ca un spam nesuferit să vă invadeze căsuța de e-mail pentru totdeauna.